Vă salut, îi joi dimineața, 22 aprilie, ascultăm păsărelele și suntem la Stupina Dacia. Astăzi s-a anunțat vreme frumoasă și vreau să activez colectoarele. Uite, vede aici, o mică mizerie. Să vedem ce mi-e mizeria acolo. O mică hârtie. Ce o scos albinele, cred că de pe fundul stupului. Așa, să-i punem și placa activă. Ia să vedem. Am pus și placa activă. Ce îmi place la colectorul ăsta, față de ce am văzut la altele, e că asta pot să o scot și să o pun când vreau. Am văzut la multe colectoare că n-ai cum să scoți asta numai să o ridici un pic în sus. Na, ceea ce tot trec albinele câteva pe acolo, chiar dacă tu nu vrei să culegi polen. Bun, mergem și la următoarea. Cea din seră. Bun, am ajuns la seră. Aici e mini tancul. Aici experimentul cu niște roșii. Uitați ce mare au crescut. Deja. Le punem aici. Facem experimente. Așa, dar să mergem la polen. Ăla ne interesează acum. Cam ăsta e al doilea. Ia să vedem. Nu știu dacă se vede prin telefon, dar albinele îs până la tăună mortă. Să-i punem sertarul, care l-am spălat de tura trecută, e nou-nouț. Ce-am observat, nu știu dacă se vede, el are aici un piciorul și acolo mai are unul și unul are chiar aici. Da, sunt foarte micuți astea și câteodată sertarul iese afară din pășină, adică nu iese când îl scoți. Când îl scoți, iese greu. Și atunci am înțeles că trebuie montate chestiile astea, bețele astea două. O să mă interesez să vedem cum trebuie montate. Bun, acum ce trebuie să fac? Să iau hornurile astea două micuțe. Și apoi după masă facem un rezumat. Ce vrei? Vrei să mă întâmpini? Așa. Dă-o albine. Poate l-o prins frigul. Ah, nu se vede. Nu se vede, dar colonia stă până jos. Gem. Așa am deschis. Da, partea asta, vă dați seama că un pic s-a adunat mizerie, dar albinele o să curețe. Dacă acum vor trebui să treacă pe acolo. Și instalez hornul. Unul aici. E aceeași culoare ca și scociul. Se distinge poate mai greu. Și un horn aici. Exact așa. Da, un lucru ce mi-a plăcut. Încă e dimineața. Vedeți, încă e rece. Un lucru ce mi-a plăcut e că albinele care intră pe intrare nu se intersectează cu albinele care ies, care e direct pe horn. Nu ies pe aici. Pentru că așa ai făcut placa activă, e un picuț mai în spate. Și atunci albinele fiind obișnuite să iasă înspre peretele stupului ăsta ce dă spre ordiniș, ele vin pe aici, coboară prin niște găurele, ce vi le-am arătat, și ies pe aici.
O să vedem. Dacă vin la miaz acasă, o să le filmez cum ies albinele pe aici și pe aici intră. Bun, acum să mai ascultăm păsărelele și mergem pe câmp. E ora 12, amiază. Să vedem. Da, duce destul de bine. Uite că o cules ceva. O să-l cântăresc, cred că, dacă o să am vreme. Și acum să mergem și la stupul din seră. Tăți aduc polen. Deci care cum? Simt că asta nici nu poate să intre. Așa. Ia să vedem. Stupii făcuți din pachet, ăsta e merul și ăsta e un stup normal. Văd că aduc polen. Dacă aduc polen, îi semn bun. Înseamnă că e ok. Dacă aduc polen, înseamnă că e matcă înăuntru. Da, aici am niște noi membri ai stupinei Dacia. Sunt niște roi ce i-am prins. Așa. Văd că au activitate toți, care mai de care. Ăsta nu l-am mai activat, că nu i-am dat de cap. Nici n-am avut vreme să mă ocup foarte tare de... Dar văd că și ăsta greu intră. Trebuie să le pun urdinișele alea mari sau să le scot afară de tot. Să poată să circule albina mai lejer. Și acum să revenim la ăsta. Mamă, ce e la el la intrare. Ce e așa aglomerație aici? E aglomerație rău. O fi prea cald în seară, numai așa. Altfel nu mi explic. Hai să mergem înăuntru să vedem. Uitați, vedeți, pe aici intră albinele și pe acolo pe horn ies albinele. Dacă vedeți, acum stau în fața lui, să mă trag, acolo nu mai intră. Și pe horn iese albine, da, ies și pe acolo ceva, văd că... Hai să mergem înăuntru să vedem care e situația. Da, e foarte cald în seară, e foarte cald. Ia să ne uităm un pic pe termometru. Unde ești? Termometru. Aici. Nu ăsta. Termometru? Să fie aproape de 60 de grade, nu are cum. Nu, cred că merge bine. N-are cum să fie așa cald. Eu sunt seră, deci se simte că e cald. Îi poate păstă 30 de grade în seră, dar nu chiar așa cald. La 60 de grade se topesc faguri. Hai să vedem ce-o cules el până acum. Nu așa de mult ca și celălalt, dar o cules. O cules, e frumos și-o cules. Acum e destul de curat polenul din cauza că stupul e perfect sănătos. Nitelai. Ce cauți aici, voi? Te-am prins. Uite-l cum fuge. Tac. Aha, las că facem un test de varoa. Ce cauți tu aici, mă? Nu, l-am scăpat acolo în polen. Facem un test de varoa. Hai, ieși afară. Nu-mi deranja acolo polenul. Du-te. Deci dacă aveți un stup care are puiet văros sau știu eu ceva
Da, e cald, dar nu e excesiv de cald. Dacă aveți stup cu puiet văros sau cu alte boli și albinele lasă mizerie, atunci vă cade mizeria toată în tăviță. Naha meu e destul de sănătos. Ia să vedem ce avem aici. Aici în magazie trebuie să mă uit să vedem dacă o cules ceva nectar. Că avem vreme bună deja de vreo 3 zile. Avem vreme bună, până acum a fost frig. Bun, mai vin și de seară și ne uităm. Și ne uităm la el cât o cules. Uite ce da, intrare. Bun, revin. E seara, acum am gătat lucru. Se vede că e înserat. Asta e bărbiță aici. Vreau să-l scot afară, cred că a fost foarte cald în seară. Și o să-l scot afară din seară. Acum sunt aproape 20 de grade. Da, vreau să-l scot. Ne uităm și la cantitatea de polen culeasă și apoi îl scot afară. Cam așa mi-am făcut aici o construcție din stup nicot ca să-l scot afară. I-am coborât ordineșul. Cam atâta se poate vedea. Albinele-s până jos. Și acum o să-l scot afară. Hornurile, să vedem polenul. Frumos. Frumos. Văd că după masa se vede că au adus alt polen. Puțin mai deschis la culoare. Mai gri cumva. Și văd ceva mov. No, ăsta nu știu de pe ce e. Bănuiesc. De pe ce o să vă arăt imediat. Puțin e mov. Dar e fain, e fain. Am în telefon să văd culorile foarte, foarte fain. Așa de la distanță e... Și nu e foarte murdar. Nu e foarte murdar. Acum, cred că pentru un culegător de polen mai profesionist, care are mașină de scuturat, să-l sorteze, e foarte bun. Din cauza că el fiind sub stup, poți să-l lași, dacă plouă, nu e nicio problemă. Nu ajunge apa la el. Asta îmi place. Bun, acum să-l scot afară. Cam asta e. L-am scos afară. Bineînțeles, i-am scos tăvița cu polen. Pentru că acum nu mai am cum să o scot. Dar locul lui nu o să rămână aici. Încet, încet o să-l mai cobor un pic, o să-l mai cobor un pic și o să-l mut. Până ce ajung lângă celălalt acolo. Wow, deja nu se mai vede. Dar deocamdată aici rămâne. Na, acum să mergem la celălalt. Cu culesul polenului. Să vedem cât o cules celălalt. Și apoi să vă arăt de unde bănuiesc eu că am polenul ăla vișiniu sau mov. Ia să vă arăt ceva aici. Nu e ăsta. Ăsta. O, nu se vede. Nu se vede. Ia să vedem. Ia să vedem. Uitați ce bucurie am aici. Uitați ce bucurie am aici. Cred că se poate vedea.
Hai, fugiți înăuntru. Fugiți înăuntru. Așa, încă una. Așa. Bun. Bun, să mergem. Eu, pe traseu, dacă mai văd ceva, mă opresc și mă uit. De ce ești mort acolo? Sub umer? Uite, acolo e pachetul. Să mergem la Polin. Să mergem la Polin. Mi-am scos placa activă mai devreme. Furnicuța. Nu, asta o cules mai bine. Polen. O cules mai bine, îmi place. Îmi place asta, îmi place un pic mai tare ca și alălalt. Na, trebuie să le scot să le duc în casă. Dar aici văd că n-am atâta varietăți de culori. Mă duc până în capăt, să mă uit. Pe capăt e mai subțire stratul. Asta deducem că dacă e aici mai plin în partea asta, să spun, înseamnă că colonia e în partea asta, deci mai în stânga e colonia. Mi-am notat aici. Și acum să vă arăt de la ce cred eu că au cules albinele polenul ăsta vișiniu. Uitați ce am aici. No, și numai de acolo, mă. Nu știu dacă e vișiniu el. Pare galben. Habar n-am. Dar poate de la altceva, nu știu. Dacă știți careva, de la ce ar putea fi. Eu am crezut că de la astea, dar cum îl văd acolo ar fi galben. Și ăsta alb, iarăși, galbenă-i. Nu, nu știu de la ce ar putea fi. Ce mai am pe aici, pe în zonă? Ar mai fi și alți iriș. Am aici de toate culorile, dar încă nu au înflorit. Numai tijele și le-au făcut, dar încă nu au înflorit. Bun, vă doresc o seară minunată. Uite. Și sănătate.